Avocatul Emil Mihai Pașolea a depus jurământul de investire în funcția de adjunct al avocatului poporului. Conform legii, adjuncții avocatului poporului sunt specializați pe domenii de activitate, iar acesta a preluat domeniul proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe. Conform legislației, adjuncții avocatului poporului sunt numiți pe o perioadă de 5 ani de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea avocatului poporului cu avizul comisiilor juridice ale celor două camere ale Parlamentului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, i-a transmis cele mai bune gânduri. Este o onoare pentru județul Mehedinți să aibă un reprezentant la acest nivel în cea mai importantă instituție a statului, ce are rolul de a proteja drepturile și libertățile cetățenilor. Mult succes, Emi Pașolea, în această calitate. Am încredere că vei reprezenta cu cinste județul Mehedinți. Avocatul Emi Pașolea a fost mereu un om implicat în domeniul său de activitate, iar asta se poate observa acum, depunând jurământul de investire în funcția de adjunct al avocatului poporului. Îi urăm succes și suntem convinși că se va descurca de minune.